Libia este în continuare măcinată de războiul dintre rebeli și armata libiană pe de-o parte și de bombardamentele Coaliției Internaționale de cealaltă parte. 10 rebeli au fost uciși din greșeală de trupele Coaliției Internaționale în Brega. 4 vehicule, între care și o ambulanță, au fost distruse complet de raidurile aliaților. Autoritățile de la Tripoli susțin că incidentul nu este unul izolat și că trupele internaționale ar fi omorât și alți civili nevinovați în timpul bombardamentelor din ultimele zile. Și lucrurile nu par a se liniști prea curând. Regimul de la Tripoli a respins propunerea de încetare a focului prezentată de rebeli. Liderii rebelilor au spus că vor înceta focul cu două condiții. Forțele lui Gaddafi trebuie să se retragă, iar manifestanții reținuți până acum să fie eliberați. Autoritățile de la Tripoli însă le-au spus că nu se vor lăsa păcăliți, iar trupele lor nu se vor retrage până când aliații internaționali nu vor pleca din Libia. How is this protecting civilians and keeping Libya safe to attack us day and night with the powerful, mighty armies of Western Europe? Sponsored and funded by the dirty money coming from the oil producing countries of the Gulf. Până când cele două părți vor ajunge la o înțelegere, vor continua lupta teritorială, așa cum se întâmplă și în Misrata, unde trupele rebele se luptă să mențină controlul. Mii de oameni au fugit din oraș, iar casele lor au fost distruse aproape în totalitate. All the houses next to ours were knocked down in the fighting, he says. People were killed in the houses right next to ours, including women and children. Misrata, un important port la Mediterană și al treilea cel mai mare oraș al țării, a devenit casă pentru mii de străini, în special africani. Acum, spre disperarea lor, aceștia nu mai pot pleca din țară. O tabără de refugiați a fost construită în apropierea portului, care acum se întinde pe câțiva kilometri. They have basically no food, no water that they're getting from the international community. What they're getting from the people of Misrata. Autoritățile condamnă în continuare atacurile susținute ale Coaliției Internaționale, pe care o acuză că omoară civili nevinovați. În acest context, Saadi Gaddafi, cel de-al treilea fiu al lui Gaddafi, a vizitat spitalul din Tripoli. Este pentru prima dată când un membru al familiei Gaddafi a fost văzut în afara fortăreței prezidențiale de la începutul campaniei aliaților.